Salutare! Într-o oră precedentă am început să vorbim despre substantiv, despre definiție, clasificare și categorii gramaticale. În continuare vom vorbi tot despre substantiv, dar cu pregădere despre articol. Dacă nu ai studiat încă articolul, află acum că este un element care însoțește întotdeauna substantivul și arată în ce măsură obiectul denumit este cunoscut de către vorbitor. Atenție, articolul se analizează întotdeauna împreună cu substantivul.